Amin. Postul se va termina, cei care așteptați ca mai repede să treceți la cărnați și la ouă prăjite, se va termina postul. Se va termina. Încă o săptămână de post și cele 40 de zile, finit, se termină. De luni încolo, deci duminica viitoare, avem Duminica Florilor. Venim toți la biserică să mergem împreună cu Hristos spre Ierusalim. Și apoi de luni, e lunea mare, marțea mare, sau Sfânta și Marea Miercuri, Sfânta și Marea Joi, și așa până în Sâmbăta Mare. În fiecare zi aici va fi rugăciune, începând de luni, până sâmbătă seara. Și sâmbătă seara ne întâlnim la Învierea Domnului. Între acele zile mari, când Hristos merge la chin, mulți vor sta cu ouă prăjite în față. Mulți vor mânca cărnați fără nicio treabă. Știți de ce? În primul rând că nu le-a spus nimeni. Și între a doilea rând că nu le interesează mântuirea. Ei sunt povești pentru alții. Dar într-o zi Dumnezeu va veni. Dar gândiți-vă dumneavoastră că mulți chiar și dintre noi vom face lucrul ăsta. Cum să stai atunci mâncând și bând când lui Hristos îi pune coroana pe cap? Știți cât de desfigurat el a fost, acest om? Cât de desfigurat, că nu mai avea față. Nu mai avea față, atât de tare a fost bătut. Nasul rupt, urechile rupte. Coroana când i-a pus-o pe cap, i-a intrat până tot creierul era zgâriat. Creierul lui era zgâriat, craniul. Tot zgâriat, tot bătut. N-ați văzut dumneavoastră cele bătăi cum a fost acest om bătut? Pentru păcatele noastre a fost bătut. Și tot stai și mănânci cărnați. De la începutul postului până la Paști, n-ai treabă. Dumnezeu va veni într-o zi cu foc asupra noastră. Cu foc. Că potopul de apă a fost. În apă nu ne mai îndecăm. Într-o zi va veni cu un toiac de foc asupra ta. Că tu tot trăiești în nepăsare. În nepăsare. Nici tu nu te sfințești și nici celui de lângă tine nu-i dai voie să sfințească, ori soțului, ori soției. Sunt multe dintre noi surori care pur și simplu îi bea soțului sângele cu paie. Că nu s-a așezat corect, că nu s-a sculat corect, că nu s-a îmbrăcat cum trebuie, că nu s-a dezbrăcat cum trebuie, că nu vine, că nu se duce, că... Dar nu se poate așa ceva. E groaznic. De ce vă mai mirați că vă lasă pe bărbați? Nu se poate. Citiți Biblia, vedeți, pe bărbat nu trebuie să țipi la el. La bărbat trebuie să te rogi pentru el. Dar el trebuie să fie capul familiei, uitându-se mereu spre Hristos. Mereu spre Hristos. În felul ăsta devine o ordine în familie. Dar dacă omul tot se uite la alte fuste, mă iertați. Mântuirea nu se face așa cu una, cu două, când pe aici, când pe dincolo. Mântuirea se face cu Biblia în mână și cu creionul în mână și sublinuindu-ți ce-ți trebuie ție pentru mântuirea ta. Vă mulțumesc că săptămâna asta mulți ați fost, dar eu aș vrea nu eu să vă mulțumesc, Domnul să vă mulțumesc. Că toată săptămâna am avut aici adunări și ați fost. Unii ați fost, unii n-ați fost. Dumnezeu fiecărui va răsplăti pentru efortul care îl faceți. Și să vedeți acolo sus ce decepție vom avea. Pentru că El a prevenit și v-a spus cum va fi acolo sus. Mulți ne vom aduna, mulți, mulți, mulți ne vom aduna. Și El vă spune, nu vă cunosc. Cum, Doamne, nu ne cunoști? Că noi eram mereu în biserică, noi minuni am făcut. Așa spune Scriptura. Și El spune, nu toți cei ce îmi spun Doamne, Doamne. Nu toți cei ce îmi spun Doamne, Doamne vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Noi suntem cu Doamne, Doamne. Dacă nu facem un pas mai departe la pocăință, să ne schimbăm viața, noi rămânem cu Doamne, Doamne. De aici mâncăm un pic, dincolo mâncăm un pic, acolo un film, acolo o muzică. Mulți dintre dumneavoastră ați fost chiar și la onomastice și la tot felul de nunți, sau nu știu cum să spun, întrunire, așa? În postul mare. În postul mare nu se joacă, oameni buni, că vine blestemul asupra ta și asupra familiei tale. În postul mare nu se dansează, nu se aude chiuieli, nu se merge la mese, că asta e desfrânare. Asta e desfrânare. Și de ce într-o zi veți plânge? Copilul moare pe braț. Aveți grijă cum vă trăiți viața. Trebuie să vă binecuvântați copiii ca ei să rămână. Ca ei să rămână dostoinici până la bătrânețile lor, dacă nu-i binecuvântați. Dacă ei nu văd cum părinții se roagă.
Dacă ei nu văd, ei nu aud că în casa părinților lor e zi de post. Ei asta nu aud. Cum să n-audă? Că voi creștini sunteți. Lasă, dragul, lasă-mă, bărbate, că el e copil. E copil, dar e post. La școală el mănâncă ce-i dă, dar acasă e post. Că nu mănâncă de 10 ore acasă, mănâncă o dată seara. E post. Moare fără cotletă de porc. Nu moare. Deci e post. Două ceasuri, dar e post. Sunt atât de mulți dintre noi care încă fac avorturi, care își omoară, știți ce înseamnă, vă spun eu, ați omorât copilul, asta înseamnă să faci avort. Și de asta e vinovat și soțul și soția. În plus, părinții care i-au educat. Cum să-ți omori copilul? Cum să-ți omori copilul? Cum să crești cu un copil în familie sau cu doi? Vă mirați că de ce sunt mulți musulmani? Musulmani, știți cât fac turcii în special, cât fac în medie? 8. 8. În Franța, 1,5. Străzile astea pe care le vedeți, San Luis, San Marc, orașele, San George, San Michel, multe orașe cu sfinți, asta ele n-au căzut de undeva din povești, de la Anderson, nu. Ele au fost puse de oameni credincioși. Numele orașelor, a satelor, a insulelor, a străzilor au fost puse de prefecți creștini, de primari creștini, de oameni creștini, iubiții mei. Și astăzi nu mai sunt. Știți cum era o practică foarte frumoasă în Biserica Catolică? Vineau duminica de la slujbă, familia, mama, tata, copiii, se așezau la masa de sărbătoare și întreba tata pe copii, Jean-Louis, ce apostol să citit astăzi? După ce spuneau rugăciune, se așezau la masă, puneau o supă, turnau acolo, ce apostol să citit astăzi? Și Jean zice, nu mi-aduc aminte, în camera ta pleci. Și rămânea fără masă. Îi spune altului copil, Batist, ce evanghelie să citit astăzi? M-a durea burta și n-am auzit ce evanghelie. Te ridici și pleci în camera ta. Fără mâncare rămâne. Îi spunea fetiței, Luiza, ce predică? Despre ce s-a vorbit astăzi? Am fost și eu pe fac, n-am auzit. Te scoli și pleci în camera ta. Deci asta a fost nu numai în Franța, ci în toate țările și a fost o educație catolică. Că catolicii au mers mult încă, de asta vă spun, că au fost practicanți, dar au slăbit în credință. Încă un pic lăsăm, încă un pic lăsăm, încă un pic lăsăm. Și astăzi nu au mai rămas decât numele orașelor și a străzii. Și noi vom fi la fel. Dacă nu practicăm credință, dacă nu practici pe stradă, acasă, ce să spun? În bucătăria ta, trebuie să o practici. Trebuie să o trăiești. Cum duminica să stai acasă? Cum să stai duminica acasă? Ești obosit. Normal că ești obosit. Trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu că ești obosit. Asta înseamnă că ai mâini, picioare și ai putut munci. Te-ai putut duce, te-ai putut întoarce, ai câștigat ceva. Duminica vine în casa Domnului. Te întâlnești cu Domnul tău și apoi cu alții. Și de aici, asta înseamnă să fii binecuvântat. Dar nu-ți pasă de Domnul. Nici lui nu o să-i pasă de tine. Și el exact așa spune. El exact așa spune, cui va fi rușine de mine între acest neam desfrânat și păcătos? Și mie să-mi fie rușine de el. Deci Dumnezeu lucrează cu tine așa cum tu lucrezi cu el. Îți faci timp de el, își va face timp de tine. Îi pui pe copii la rugăciune, iată ai o binecuvântare în casă. Deci nu neglijați, nu neglijați, că dacă noi nu trăim credința noastră la maxim, dacă noi nu-i molipsim pe alții de această credință, cine o să facă? Cine o să facă dacă nu noi? Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos în viața noastră, iubiții mei. Avem nevoie ca El să ne sfințească viața. Avem nevoie ca El să ne lumineze gândurile, să ne lumineze mintea, să deschidă înaintea noastră o perspectivă veșnică. Că El să ne binecuvinteze și viața de aici, dar și veșnicie.